un început de săptămână cu valori termice specifice primăverii, vremea intră într-un proces de răcire. Miercuri, regimul termic scade în toată țara și va ploua pe arii extinse. Vom vorbi despre maxime normale pentru această perioadă, în timp ce în zona de sud este încă mai cald. Norii se adună mai ales după amiaza și seara, când va ploua temporar. Vântul e ceva mai alert, dar la prânz maximele ating 22 de grade Celsius la Giurgiu. În restul județului, la Bolintin, Vale și Mihăilești, se vor înregistra 17 grade, în timp ce la Ghimpați, Hotarele, Izvoarele și Comana, termometrele vor indica cu un grad mai mult.